S-a dus de acasă fără să anunțe pe cineva și este de negăsit. O tânără de 30 de ani din Râbnița este căutată cu disperare de rude. Acestea s-au adresat după ajutor și milițienilor din regiune. Căutările până la moment nu au dat însă niciun rezultat. Se cunoaște la moment că tânăra a plecat de acasă în data de 31 octombrie la primele ore ale dimineții. Olesea Slobodan are înălțimea de 1,65 m, corpolența suplă, ochii căprui și părul șaten. Aceasta nu are unghii, el degetul arătător de la mâna stâng. În ziua dispariției, ea purta o geacă și o maletă, ambele de culoare roșie, blugi albaștri și adidas negri. Rudele le-ar fi spus milițienilor că anterior tânăra ar fi plecat de nenumărate ori de acasă. În acest context, persoanele care au recunoscut-o pe tânăra din imagini și dețin informații despre locul aflării acesteia sunt rugate să anunțe la numerele de telefon afișate pe ecran.